La Biblioteca Județeană Ilia Teodorescu din Bobița. Astăzi demarăm un program cultural deosebit. Este vorba de o săptămână întreagă dedicată culturii și istoriei norvegiene. Și, bineînțeles, dacă săptămâna va fi axată mai mult pe partea de film nordic, film norvegian, fiind într-o bibliotecă, nu puteam începe fără o lansare de carte. Sunt onorat să mă aflu astăzi într-o prezență extraordinară, pentru că sunt foarte mulți profesioniști din câmpul istoriei, diplomați, profesori universitari, dar aș dori, pentru începerea activităților programului dedicat Săptămânii Istoriei și Culturii Norvegiene, să dau cuvântul autorităților județene, respectiv Consiliului Județean, reprezentat acum prin domnul secretar al județului, dr. Ivan Ivanov. Excelențele voastre, domnule ministru, domnul și domnilor, este onoare pentru județul Dâmbovița să găzduiască ca de fiecare dată lansări de carte. Am mers pe principiul că întotdeauna cetatea trăiește prin spirit. Și cât timp vor fi lansări de carte, cât timp vor fi manifestări culturale, cât timp când o orchestră, cât timp se manifestă un festival care are o întrerupere de 46 de ani, eu zic că cetatea trăiește și acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că cei de astăzi n-am vrea să fie niște epigoni în concepția lui Mihai Eminescu, ci niște continuatori demn a ceea ce a reprezentat spiritualitatea dâmbovițeană. Se știe că aici a fost leagănul spiritual al limbii române românești. Foarte mult în acest areal geografic au trăit o serie de scriitori, o serie de poeți, o serie de dramaturgi. Caragiale este de la noi, de la Dâmbovița, a fost o emanare, se știe foarte bine, chiar dacă Prahova încearcă să ajudece personalitatea acestui monument al dramaturgiei românești. Și faptul că dumneavoastră vă aflați astăzi aici la o lansare de carte în incinta Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu, cel care a pus de fapt temelia limbii românești, ne onorează prin prezența dumneavoastră, iar această lansare de carte sper să fie binevenită pentru ceea ce înseamnă spiritualitatea românească. Urez succes și vă doresc toate cele bune și bine ați venit pe gradul de poliție. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi domnului Ivanov. Din partea primăriei Târgoviște, șef serviciu relații cu publicul, domnul doctor Valinițu. Sărbătoarea, permiteți-mi să vă salut cu respect, domnilor, să fac o reverență pentru domniile voastre, pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce existați și însemnați pentru România. Mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați onorat astăzi, aici, acum. Permiteți-mi să vă transmit salutul meu personal al Consiliului Local Municipal și al primarului municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga. Să vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați ales, pentru că suntem împreună și vă doresc ședere minunată în municipiul nostru și o zi minunată în continuare. Vă mulțumesc pentru că existați. Vă mulțumim și noi și înainte de a trece efectiv la de a da cuvântul profesioniștilor în istorie, aș dori să salut în mod special o persoană fără de care această activitate poate nu ar fi avut loc. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Silviu Miloiu, un deschizător de drumuri în istoriografia românească pentru studiul istoriei și culturii zonei nordice a Europei. Silviu, te rog. Este și președintele Asociației de Studii Nordice și Baltice, o altă asociație de mare implicare și de inițiativă deosebită, care practic a centrat coordonarea întregului program și a făcut posibil contactul cu Ambasada Regală a Norvegiei la București și cu celelalte personalități prezente astăzi în sală. Bun, acestea fiind spuse, salut un alt partener al activităților de astăzi, și anume Muzeul de Istorie din Galați, reprezentat prin domnul profesor dr. Cristian Căzăraru, și dau cuvântul. Onorată asistență, iată
un moment fericit a făcut ca astăzi să fim aici la cetatea de scaun la Târgoviște cu o lansare editorială materializat această carte în urma unei donații pe care o familie din București, vorba de familia Iurașcu, prin reprezentantul său care îl avem alături de aici, Nicolae Iurașcu, acum 3 ani de zile, în 2010, în urma unor discuții telefonice și apoi întâlniri pe care le-am avut la București, domnia sa a donat Muzeului de Istorie din Galați câteva sute de documente aparținând familiei Iurașcu, dar și diplomatului român Dimitrie Iurașcu. Un diplomat care, timp de 34 de ani, din 1913 și până în 1947, a slujit ca diplomat România. A fost trimis și s-au înverințat misiuni diplomatice în mai marile, în mai toate marile capitale europene. Și printre sutele de documente, pornind din secolul XVIII până în secolul XX, Nicolae Iurașcu ne-a făcut o bucurie enormă, donând muzeului și 10 caiete, jurnalul pe care Dimitrie Iurașcu l-a deschis în primăvara anului 1939 și l-a închis în primăvara anului 1950. Tot acest jurnal, pe care cu bucurie l-am primit și pe care, pentru care îi mulțumim și pe această cale și încă o dată domnului Nicolae Iurașcu, am reușit să scoatem la lumină cele 3 volume pe care le-am intitulat Jurnal Politic. Cred că este corect, domnul Ghișa spune că era diplomatic, dar fiind doar gândurile așternute pe hârtie timp de mai bine de 10 ani, a fost dincolo de partea diplomatică și mai mult, cred că, partea politică pe care am surprins-o. Este un punct de vedere al nostru. Nu... Am zis politicul diplomat. În iunie, anul acesta, la Galați, la Muzeul de Istorie, în Casa Cuzavodă, din Galați, am avut bucuria să lansăm cele 3 volume, să îi avem drept invitați de onoare, așa cum i-am rugat și aici să participe la acest eveniment, pe Nicolae Iurașcu și pentru domnul consilier diplomatic Alexandru Bișa. Au fost prezenți la Galați, au fost prezenți acum 2 săptămâni și la Biblioteca Națională din București, unde s-a lansat și acolo cartea. Și cunoscându-l pe Silviu de câțiva ani, și este omul de aici care a venit către noi, către cei de la Dunărea de Jos, la Galați, spunându-ne că legăturile lui cu țările nordice și cu statele baltice sunt destul de puternice și dacă putem la Galați să organizăm evenimente care se includă parteneriatele dintre România și statele scandinave sau statele baltice. Și așa a început colaborarea noastră la Galați, la Muzeul de Istorie, cu președintele asociației aici, în Târgoviște, reprezentată de către Silviu Miloiu, având o primă expoziție cu, împreună cu ambasada Finlandei și apoi cu cea a Lituaniei. Acum câteva luni, întâlnindu-ne din nou la Galați, știind de această lucrare,
Mi-a propus dacă putem veni să prezentăm și lucrarea, dar și o mini-expoziție pe care am adus-o și este deschisă acum la Muzeul de Istorie Națională de aici, cu prilejul săptămânii norvegiene, culturii norvegiene. A fost bucuros și trebuia pe data de 18 inițial să fie evenimentul, numai că, din motive obiective, a trebuit să amânăm câteva zile. Și felul acesta, iată-ne astăzi, în fața dumneavoastră, așa cum se spunea mai devreme, Silviu Miloiu este vinovatul de întâlnirea noastră de astăzi și mult mai mult o să aflați de la domnul Ghișa, de la domnul Nicolae Iurașcu și de la domnul Silviu Miloiu. Eu aș vrea doar atât să mai punctez că editura Muzeului de Istorie, timp de un an jumătate a lucrat la această carte, am vrut să iasă un lucru care să poată fi transmis dincolo de editură către publicul cititor, pentru că este vorba de o altfel de istorie pe care o regăsim aici, în această carte. Mulțumesc colegilor de la Muzeul de Istorie care au sprijinit apariția acestei lucrări. Și am două colegi aici, de la Galați. Este vorba de doamna Ion Constantina, care s-a ocupat în prima fază de o parte din cele 10 caiete pentru a le face colectura, după care doamna Paladeliliana, cea care a făcut tehnoredactarea, machetarea și tot ceea ce a însemnat iconografie, copertă și așa mai departe. Le mulțumesc încă o dată și domnilor lor că sunt aici și aș vrea să-l mai amintesc pe colegul nostru de la Muzeul de Istorie, Ovidiu Medu, care s-a ocupat de partea de note bibliografice și index și așa mai departe. Și acolo muncă deosebită. Mă opresc acum aici. Vă mulțumim încă o dată că sunteți, iată, un public destul de numeros aici, la acest eveniment. Și peste o oră și ceva, probabil, o să veniți să vedeți și expoziția fotodocumentară de la muzeu. Vă mulțumesc!